Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod din Real Racking 3. Stai aici cu vorul meu Cristi, care o să facem o cursă. El zice că mă trece, dar eu nu cred așa ceva. Haide mă să facem. Stai că simet eu cerere. Vrei la clasa B sau la clasa A? Clasa A, hai. Hai. Ce mașină? Asta, clasa C. Pardon. Clasa C, da. Haide la clasa C. Ce mașină ți-ai tu? El la mai întâi dăm invitația ca să poți să mergi ceva. Păi stai că eu mi-au Z4 coupe. Dau Cristi, așa. Accept. Dacă vreți să intrați pe canalul lui, el încă nu și-a făcut canal de YouTube. Vreau să-i fac, vă anunț eu când să-și facă el canal de YouTube. Chiar nu știu ce mașină să-mi iau. Hai că-mi iau Nissan-ul ăsta. Hai. Z34, văd că scrie. Hai. Hai. Vedem cine va câștiga. Bă. El nu prea știe să folosească frâna. Bă, folosește și tu frâna în curbe. Hai că încerc. Va încerca. Doamnelor și... Mamă, deci fiți atenți. De câteva curse, de 4 ori, ne-a picat numai hai. Pista asta. Hai. Hai că dau de... Bă, nu mă luăm! Bă! Bă! Gata, deci nu știu altă. Bă! L-am făcut! Dar să dau să nu mai încet, că poate nu am. Sper că m-au zis. Aici e el lângă mine. Se joacă, dar eu l-am făcut. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați și să apăsați pe clopoțel. Hai bă, ce faci? Te loviști? Nu mă mă. Vezi că-s doar două lapuri. Mă vezi. Ia uite. Ce-ai făcut Cristi? A, apropo, el îl cheamă Cristi, am uitat. Să încerci și tu până aici, în curba asta, auziți? Mamă, am făcut praf mașina. O să mă apuc de gaming pe calculator, dar mi s-a stricat laptopul și nu prea pot să fac, dar pe laptop o să fac gaming pe... M-am un canal de YouTube, care pe telefonul ăsta l-am pierdut, nu mai știu parola, dar m-a salvat pe ăla, cum îi zice... pe laptop și pe ăla mi-a rămas salvat și aș vrea să postez gaming pe laptop cu starve.io, cu din astea ai eu starve.io, momo.io, jocuri din astea, dar eu am Huawei Probe Lite și nu pot să filmez mai mult de 4 minute jumate și o să dureze foarte puțin episodul ăsta. E primul episod de Real Racing 3. Cum am zis, câștigai pe primul loc, ce făcut Cristi? El are vreo 17.000 de bănuți, de mii de miliarde de bănuți, că el când și-a luat jocul, i-a făcut, nu știu cum, i-a apărut o chestie și i-a dat, nu știu, o grămadă de bănuți și o grămadă de din astea, skill point-uri sau nu știu cum se numesc ăștia. Nu mai putem să băgăm o cursă, cam atât a fost cu episodul de astăzi, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut nu uitați să apăsați butonul de like și la revedere! Salut!